Astăzi vom vorbi despre cadouri și cum de ceva ani vorbesc aici numai despre parfumuri, vom vorbi despre parfumuri pe care cred eu că poate ai putea să le faci cadou. Și vorbim aici de câteva idei pe care să le faci cadou lui, câteva idei pe care să le faci cadou ei, dar zile totuși că parfumul e cea mai bună idee de cadou. Cum ziceam tot eu, parfumurile nu sunt cea mai bună idee pentru a fi făcute cadou, pentru că experiența cu parfumul e foarte subiectivă. Și atunci, oricât de mult ți-ar plăcea ție un parfum, s-ar putea să-l faci cadou și persoana care îl primește să nu-l aprecieze atât de mult. Așa că atunci când faci cadou un parfum, ar fi foarte bine să cunoști persoana respectivă și să-i cunoști gusturile. În plus, majoritatea parfumurilor pe care le-am ales au un preț ceva mai scăzut, tocmai ca să nu fie un eșec atât de mare în caz că nu se potrivește parfumul cu gustul. Și m-am orientat chiar și spre niște sticle mai simpatice, pentru că la un cadou e importantă și prezentarea. Și acum că ți-am spus toate lucrurile astea, să trecem la parfumuri. Și prima mea propunere pentru tine este Marhaba Insane, care este un parfum unisex și evident că e complet subiectiv, dar mie mi se pare că sticla asta arată bine și că e de mare efect. Așa că zic eu că ar funcționa destul de bine, cel puțin la nivel estetic, drept cadou. Trecând la miros, inspirația parfumului este Killian Angel's Share, ceea ce înseamnă că vei găsi în el praline, că vei găsi coniac și o notă ca de măr. Mi se pare că parfumul ăsta miroase ca o plăcintă cu mere sexy, cu o notă alcoolică, în principiu un parfum foarte interesant, pe care eu îl consider complet unisex și un motiv de discuție între mine și Raluca, pentru că nu știm care să-l folosească în fiecare zi. Cei drept, am auzit multe păreri care spun că el merge mai mult în zona feminină, dar să zicem că nu sunt întru totul de acord cu ideea asta. Acestea fiind spuse, pentru un iubitor sau iubitoare de parfumuri mai dulci care se potrivească foarte bine în perioada asta, Insane ar putea să fie o opțiune destul de inspirată și prețul lui îl face să nu fie o avere, adică el costă undeva în jurul la 200 de lei. Și partea bună e că dacă nu ești sigur, de la Marhaba poți să-ți comanzi și mostre, un discovery set dacă vrei cu parfumurile Marhaba, ca să le încerci pe toate să vezi care se potrivește mai mult, atât pentru tine cât pentru a fi făcut cadou. Dacă vrei să-i faci cadou unei iubitoare de mirosuri fructate, te-ai putea orienta spre Swiss Arabian Faith, un parfum destul de prietenos cu bugetul, care nu o să te sperie prin pornirea sa arăbească. În mod real, nu are aproape deloc asta. E un miros fructat, o combinație de mango cu cocos, cu citrice, cu piersică, cu câteva note florale și câteva note lemnoase. Dar în cea mai mare măsură, parfumul ăsta e despre fructe și o ușoară pornire de cocos. Aproape insesizabil, aș spune. În cele din urmă e o creație neașteptat de delicată, care mi se pare foarte plăcută pe pielea ei. E important de spus că nu e nimic revoluționar în parfumul ăsta, nu o să zici, wow, reprezentarea notei de mango e ceva ce n-am mai simțit niciodată. Cu toate astea, nu e un parfum rău deloc și o alegere destul de sigură, zic eu, tocmai pentru că Faith mi se pare că nu țintește să fie ceva cu adevărat senzațional sau ieși din comun, ci un parfum cu minte care să-și facă treaba cât se poate de bine la un buget prietenos. Așa că arunc o privire spre Faith. Dacă vrei să faci cadou un parfum pentru un el pe care să-l poată folosi zi de zi, ai putea să arunci o privire spre Lacoste Match Point Eau de Parfum, care, spre diferență de Match Point Eau de Toilette, e ceva mai concentrat, ceva mai dens și ca urmare are și persistență ceva mai bună. În cea mai mare parte a timpului, lui Match Point îi putea spune parfum albastru, genul de parfum care e bun oricând, oriunde. Mega, îl folosești. Te duci la birou, îl folosești. Te duci la sală, poți să-l folosești. Termini sala, poți să-l folosești. În principiu, nu există foarte multe situații în care parfumul ăsta să nu se potrivească și pentru a-l face cadou cuiva care nu este un avid colecționar de parfumuri sau un pasionat extrem, Match Point ar fi o alegere destul de sigură, zic eu. Cu toate astea, trebuie să înțelegi că nu e un parfum cu totul albastru, ci mai degrabă, hai să-i spunem, verde, pentru că are niște porniri de spre plante, spre pin, spre lucruri din astea care sunt verzui. Asta pe lângă o combinație de citrice cu lavandă, cu ceva note florale și note lemnoase, care îl duce oarecum spre gel de duș. În cele din urmă, e un gel de duș un pic mai complex și, zic eu, puțin mai interesant, dar în același timp și ceva mai riscant. Deci mi se pare că parfumul ăsta e adresat mai mult unui om care și-a descoperit o pasiune pentru parfumuri, dar încă n-a început să o dezvolte. Adică are 3, 4, 5 parfumuri, deja începe să-și ia parfumuri pentru diverse ocazii, dar încă nu e obsedat de parfumuri. Dacă ar trebui să-l compar cu ceva, mi se pare că seamănă puțin cu Versace Dylan Blue, dar e puțin mai verde. Te duce puțin cu gândul spre lucruri un pic mai naturale, fără să depășească zona aceea de gel de duș, gel de duș care are o bază ușor mai întunecoasă. Așa că zic eu că Match Point Eau de Parfum e genul de parfum care merită încercat. Îți spuneam mai devreme că ar fi simpatic ca și sticla în care vine parfumul să fie drăguță, așa că probabil că Moschino Toy 2 Bubblegum ar fi o opțiune interesantă. Plus că, având denumirea de Bubblegum, cred că
cam știi la ce să te aștepți de la el, pentru că în linii mari miroase a gumă de mestecat. Ok, o gumă de mestecat combinată cu niște citrice, cu niște note fructate, cu niște note florale, dar în cele din urmă îi simți mirosul și știi că e vorba cam despre gumă. Așa că da, este genul de parfum pe care să-l faci cadou unei iubitoare de mirosuri mai dulci, mai jucăușe, mai, hai să zicem, ușor copilărești, și cu toate astea n-aș zice că e un parfum pentru copii. E doar un parfum mai vesel, distractiv. Putem adăuga aici multe cuvinte, dar înțelegi ideea. Nu e un parfum care se ia foarte mult în serios. Este foarte posibil că în acest punct să fi dezvoltat o ușoară intoleranță la mine, spunându-ți că ar trebui să-l încerci pe Cult for Dream. Din ce am mai încercat eu, Cult for Dream mi se pare cea mai ușor de făcut cadou variantă și cel mai ușor de purtat parfum, fără vreun risc anume. L-am încercat și pe Cult for Me, Cult for You. Pe Cult for You chiar l-am, dar mi se pare că e mai feminin. Cult for Game la fel e prea fructat, prea feminin. Și atunci intervine aici Cult for Dream, care mi se pare cel mai echilibrat în perioada rece. Are scorțișoară, are fructe, are ceva ușor lemnos. Când porți parfumul ăsta, simți așa că te îmbraci cu o haină călduroasă care îți dă o stare bună. Cel puțin așa funcționează pentru mine. Asta la un preț foarte prietenos, ceea ce înseamnă că în mod normal pe Best Value îl găsești pe la 250-260 de lei și de Black Friday a fost 150-160. Cu o persistență surprinzător de bună pe pielea mea. Trebuie să fac o paranteză aici. Pe pielea mea persistă bine, cunosc alți oameni pe care persistă bine, dar pe de altă parte cunosc și oameni pe care stă 3-4 ore, deci aici apare un pic factorul de risc. Mai e destul de important de spus despre el că proiecția nu e chiar monstruoasă. E un parfum care stă ceva mai aproape de tine, chiar dacă pe pielea mea stă destul de mult. Dacă ar trebui să compar mirosul cu ceva, nu neapărat să-l compar direct, dar să spun o direcție în care se duce, gândește-te la o combinație de Serge of Naxos cu Spice Bomb, cu un soi de Initio Rehab. De asemenea, parfumul e unisex și cred că se pretează a fi purtat atât de el cât și de ea. Dar dacă ai în viața ta o iubitoare serioasă a mirosului de mango, atunci Swiss Arabian Faith s-ar putea să nu fie cea mai fericită variantă, pentru că îi va deschide apetitul de mango fără să îi satisfacă această dorință. Pe de altă parte, Montal Mango Manga duce lucrurile în cea mai mango direcție cu putință. Cred că vezi un tipar aici, Raluca îi place mirosul de mango, așa că încerc să o surprind de fiecare dată cu ceva nou, tot mai bun. Și Mango Manga este ultima achiziție pe care, îți spun sincer, că am luat-o total blind și nu ți recomand asta. Parfumul nu e scump, l-am găsit pe parfumul pe la 300-300 și ceva de lei, deci nu o avere, dar cu toate astea mi se pare că nu e ok să arunci cu banii pe un parfum despre care nu știi nimic, doar că ziceam că dacă ești în căutarea unui parfum de mango, merită să arunci o privire spre acesta, pentru că în deschidere e tot mango aici. Plin, bogat, suculent, ușor, verzui. Apoi mai intervin niște note florale, niște note lemnoase, dar per total e foarte interesant. Recunosc că m-am mai uitat la el de-a lungul timpului, fără să-l miros, evident, dar citeam pe Fragrantica și mi spuneau că e prea, nu știu cum, prea, nu știu care, știi cum e pe Fragrantica. Multă lume are și modul standard ăsta cu ură împotriva lucrurilor. Per total, trebuie să spun că deși luasem parfumul ăsta să-l fac cadou de Sfântul Nicolae, n-am putut să mă abțin și l-am dat deja, și la lucru îi place. Deci, misiune îndeplinită cu mango. Nu pot să spun mare lucru despre performanțe, dar pot să-ți spun totuși că fiind Montal, te cam aștept să persiste destul de bine. Cât mango! Și niște note florale. Deci, per total, mi se pare experiență foarte purtabilă, dar, din nou, dacă ai posibilitatea, încearcă-l în prealabil. Pentru un iubitor al mirosurilor dulci, mai ales dacă vrei să ai grijă de buget, te poți orienta spre Armaf Odyssey 8. Din păcate, atunci când am făcut lista asta, nu am verificat stocurile în magazine, pentru că, în cele din urmă, eu nu vând parfumuri. Mi-ar plăcea să fie să găsești parfumul ăsta, cât chiar să-l poți face cadou, dar nu m-am gândit să fac asta. Deci, sper să fie în stoc, dacă nu e, îmi cer scuze. Ideea e felul următor. Parfumul e dulce. Mulți oameni spun că e o clonă de Tom Ford Noir Extrem, deși mie mi se pare că, luat ca o clonă de Noir Extrem, nu e cea mai bună variantă. Luat de sine stătător, mai ales că uneori îl găsești pe Vivantis cu 60-70 de lei sau în alte locuri cu 100-100 și un pic, mi se pare un parfum de vreme rece foarte interesant. Dulce, în deschidere, te duce cu gândul spre un desert, dar nu neapărat spre culfi. Parcă are și ceva scorțișoară și mie mi se pare că la un anumit moment bate un pic înspre cola. Dacă ai să te uiți pe notele lui, ai să vezi că mulți oameni spun că are iris. Dar nu te gândi la iris ca în Dior Homme Intense. E un iris ușor sintetic, ușor pudrat, dar exact la asta contribuie. Face parfum puțin mai pudrat, fără să se concentreze pe nota asta să o prezinte foarte bine. Deci nu e irisul ăla, e doar acolo pentru impresie artistică. În cele din urmă, parfumul ăsta, pentru prețul său, e, nu vreau să zic impresionant, dar e bun.
Și mai e și aspectul că pe mulți oameni el persistă foarte bine. La fel cum ți-am mai spus și la alte parfumuri, există oameni pe care nu e chiar beast mode, dar vrei să spui cam ca la toate parfumurile, nu? Da, are dreptate, cam așa se comportă toate parfumurile, dar simt nevoia să-ți spun asta, pentru că, în definitiv, concluzia la care vreau să ajungem amândoi e că e mai bine să testezi un parfum înainte să-l cumperi. Dar cunosc destul de mulți iubitori de mirosuri dulci care s-au bucurat de mirosul lui. Următorul parfum pentru ea, am să-ți spun puțin bugetul la încercare, pentru că este vorba despre Paco Rabanne Fame. Dar mi se pare că sticla asta e de atât de mare efect, chiar dacă îl cumperi de 50 de mililitri, chiar dacă îl cumperi și de 30, arată foarte simpatic. Parcă a fost gândit cumva să fie făcut cadou și o să cam vezi că din punct de vedere al mirosului intervine iar nota de mango, care aici este combinată cu puțină vanilie, cu puțină tămâie, dând naștere unui parfum relativ lejer, dar parcă ceva mai dulce decât Mango Manga și chiar ceva mai comercial. Așa că zic eu că pentru o iubitoare de dulce fructat, Fame are sens. Raluca l-are de ceva timp, așa că pot să spun că îmi place cum miroase pe ea, dar ce pot să spun mai important e că pe pielea ei se comportă și bine, e un parfum persistent. Ce vreau să-ți mai spun e că dacă vrei să-i faci cadou parfumul ăsta, nu-l cumpăra pur și simplu. Mergi cu ea printr-un magazin, pune-o să miroasă parfumuri, dă-i să-l încerci și pe ăsta, vezi ce părere are și apoi cumpără-l, pentru că nu e genul de parfum pe care pur și simplu să-l faci cadou, doar că zic eu că e impresionant toate ce-i decis că e alegerea bună. Ultimul bărbătesc pe care ți-l propun este Youp Wow Eau de Toilette Fresh. O denumire lungă pentru un parfum într-o sticlă atât de simpatică. Îți spun sincer că l-am cumpărat fără să știu despre ce e vorba, pentru că îmi plăcea foarte mult sticla. Degradeul ăsta mă cam duce cu gândul la Fahrenheit, ceea ce e interesant pentru că are o oarecare legătură cu Fahrenheit, în sensul că vei găsi în el mirosul de frunze de violetă care dă puțin spre benzină. Nu e chiar Fahrenheit dacă vrei să apropii mai mult de Fahrenheit Cologne sau poate Fahrenheit Summer, deci este un parfum de vreme caldă sau fresh cu violetă. Partea bună e că fiind Youp, are un preț foarte prietenos. Sticla asta am cumpărat-o de Black Friday cu sub 100 de lei, dar e important să subliniez aici că e genul de parfum care se adresează unui om care vrea parfumuri puțin mai altfel. E comercial și totuși e diferit. Tocmai pornirea asta spre Fahrenheit îl face să fie puțin mai greu de făcut cadou. Dar dacă cunoști un om care s-a plictisit de direcția obișnuită a parfumurilor de designer, de mirosul de gel de duș, de mirosul de caramel care s-a întâmplat în ultimii ani și vrei să-i faci cadou ceva un pic mai, hai să zicem, îndrăzneț, dar fără să-i testeze limitele, cred că Youp Wow Eau de Toilette Fresh for Men e o opțiune interesantă. Iar ultima propunere pe care să-i faci cadou ei, dacă vrei să o impresionezi prin persistență, cred eu că ar fi Mancera Instant Crush, unul dintre cele mai explozive, cele mai persistente parfumuri ale lor, care nu se bazează mult pe notă de ud, ci pe notă dulce de șofran. Parfumul ăsta, într-o oarecare măsură, ar putea să te ducă cu gândul spre Baccarat Rouge, fără a fi în mod real o clonă. E oarecum asemănător, face cam același lucru, în cam aceeași manieră, dacă nu chiar mai bine, în sensul de, băi, se simte parfumul ăsta, se simte bine în jur, și adaugă acolo și o notă ușoară ca de lipici. Dar te avertizez că ăsta e genul de parfum pe care trebuie să-l faci cadou cuiva căruia știi că îi se potrivește. Adică e genul de parfum cu care poți da destul de ușor greș, pentru că pe lângă mirosul ăsta, care e, repet, un fel de Baccarat Rouge cu lipici, mai are și performanțele astea bune și să nu te trezești că îl faci cuiva cadou și îți spune că de la el o cam doare capul. De asemenea, eu tot zic că îl faci cadou ei, dar el în cele din urmă este un parfum unisex. Totuși, mie mi se pare că miroase mai bine pe pielea unei femei, dar nu exclud că sunt și bărbați care ar vrea să miroase așa. Și cu asta se încheie videoul meu cu idei de parfumuri pe care să le faci cadou, deși nu-ți recomand să faci cadou parfumuri decât dacă cunoști foarte bine persoana. Sunt curios ce planuri ai tu de cadouri în următoarea perioadă. Dacă ai de gând să faci cadou parfumuri, sunt curios ce parfumuri și cui și mi-ar plăcea să-mi spui în secțiunea de comentarii. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.